Bună ziua, domnule președinte al Parlamentului, bună ziua, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Cunoaștem din Vechiul Testament că Iosif a stat la închisoare și a ieșit din închisoare pentru că a fost iertat. Proiectul de lege cu privire la amnistie urmărește oferirea unor soluții la problema suprapopulării închisorilor. Proiectul se bazează pe principiile drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, iar pe de altă parte urmărește reintegrarea socială a celor care au comis infracțiuni. Republica Moldova a pierdut mai multe dosare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru condiții degradante în penitenciare și, din păcate, penitenciarele rămân a fi supraaglomerate cu condiții de igienă precară, lipsa asistenței medicale calificate și alte astfel de probleme. Făcând referință la concluziile Comitetului pentru Prevenirea Torturii al Comitetului Europei, care au vizitat în anul 2020 mai multe penitenciare din Republica Moldova, se constată o lipsă acută de gardieni în închisori, prezența unor ierarhii informale a deținuților, violență între deținuți, persoane agresate și umilite. Odată cu aplicarea pedepsii cu detenție și plasarea în închisori, persoanele își pierd dreptul la libertatea circulației, dar continuă să aibă celelalte drepturi fundamentale. Zilnic vin în audiență persoane care comunică anterior au fost victime ale unor procesuri judiciare penale abuzive sau incorrecte. Cred că nu există în această sală un deputat care nu a primit spre examinare astfel de plângeri, nu există cetățean care nu a auzit astfel de cazuri din mass media, de la cunoscuți, prieteni sau de la alte persoane, când organele de urmărire penale, organele procuraturii sau organele judiciare au făcut exces de zil. Cei din domeniul justiției cunosc pe unele cazuri, dosarele erau expediate în judecată după anumite criterii nu preclare, numai nu pentru a proteja societatea împotriva infracțiunilor. Această lege are drept să atenueze aceste inechități sociale. Din păcate avem cazuri rare când persoanele își ispășesc pedepsele cu închisoare pentru fapte de corupție, iar cei care au furat de la stat, au spălat bani, au furat miliardul, se află undeva peste hotare, se odihnesc la plajă și nu la închisoare. Se spune că închisoarea este un spital al justiției, care îi tratează doar pe o parte dintre condamnați, iar pe alții îi îmbolnăvește și mai tare de o recidivă infracțională. Studiile arată că, odată, că, cu cât perioada de aflare a persoanei în penitenciar este mai mare, cu atât mai puține șanse are această persoană de a se reintegra în comunitate și a reveni la o viață normală. Prezenta legea are drept scop evaluarea riscului și să readucă, readucă în societate cei care pot fi corectați, și reeducați. În același timp, persoanele condamnate trebuie să-și tragă concluziile necesare, să, să nu mai comită infracțiuni, să nu revină în locuri de detenție, să ia în calcul că legea amnistiei se aplică doar o singură dată în viață. Acest proiect de lege va avea toleranță zero față de crimele de corupție și conex, conex corupției, față de cei care au comis infracțiuni sexuale au recidivat față de cei care au furat miliardul, care au comis infracțiuni din țări îndepărtate, precum Bahamas. Având în vedere că după adoptarea acestei legi, aglomerația din penitenciarii va scădea, scădea, le spunem tuturor celor care acum se ascund prin Miami, Turcia, Marea Britanie, Bahamas, sunt așteptați cu drag în patrie, în condiții mult mai bune. Vă mulțumesc!